Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis tradiționala pastorală cu prilejul nașterii Domnului. În mesajul său a cerut credincioșilor să arate prețuire față de medicii care se luptă cu pandemia. Totodată, prea fericitul Daniel a făcut apel la iubire și a amintit de românii plecați în afara granițelor. Ca în fiecare an, Patriarhul Daniel le transmite românilor pastorala de Crăciun intitulată Dumnezeu este iubire smerită și darnică. Încă de la începutul mesajului, Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe credincioși să aibă drept model iubirea infinită pe care Iisus Hristos a arătat-o față de omenire. Taina iubirii smerite a Fiului lui Dumnezeu, care s-a făcut om din iubire nesfârșită față de om, este temelia și inima credinței creștine. Această sfântă și mare taină a înnomenirii Fiului Veșnic al lui Dumnezeu sau a întrupării Domnului Isus Hristos a fost scopul pentru care Dumnezeu a făcut lumea, a transmis Patriarhul. Prefericitul Daniel a amintit și de instituțiile filantropice, cantinele pentru săraci, căminele pentru copii și bătrâni, dar și de centrele și spitalele pe care Biserica Ortodoxă le-a creat. În această privință, biserica a creat instituții filantropice sau de caritate, tocmai pentru a arăta dărnicie permanentă față de oamenii nevoiași, cantine pentru săraci, cămine pentru copii orfani, case pentru bătrâni, centre și spitale pentru bolnavi. Astfel, toate instituțiile de asistență socială din statele europene de astăzi au la origine opera caritabilă creștină, preluată mai târziu de statul modern și chiar de societatea secularizată contemporană. Mesajul a făcut referire și la pandemie, precum și la medicii care încearcă să salveze vieții Oamenilor. Pandemia actuală a adus în România și în întreaga lume multă suferință, boală, depresie și moarte. Să ne rugăm mai mult lui Dumnezeu pentru încetarea grabnică a pandemiei, spre a putea trăi și lucra în mod firesc și liber. Să arătăm iubirea milostivă și solidaritate față de toți oamenii bolnavi, dar și multă prețuire medicilor care îi îngrijesc pe aceștia pentru a redubândi sănătatea. În pastorala transmisă cu ocazia nașterii Domnului sunt amintiți și românii din afara granițelor României. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a conchis, transmițând cu ocazia trecerii în noul an, multă sănătate, pace, bucurie alături de tradiționalul la mulți ani.